suntem mame de fete. Și altfel spus, aș chiar nu sare departe de trunchi. Frumoasele obiceiuri căpătate în familie sunt atât de apropiate de suflet încât nu te poți abține și le duci mai departe. Asta am învățat eu de la Majda, care a preluat de la bunica și apoi de la mama ei felul de a recompensa performanțele fiicelor lor. Mâncarea am anumite fobii, așa, eu sunt claustrofobă. Da, și, dar aș putea să depășesc, adică mi-am dat seama că dacă lucrez cu mine, aș putea. În general, frica este grija pe care o port Jacqueline-ei. Adică am din asta să o știu în siguranță. Asta este cea mai mare frică a mea în legătură cu ea. Obiectul fără de care nu pleci niciodată în vacanță, în afară de telefon. Niciodată? Mm-hmm. Trebuie să existe acolo. Păi eu, doamne, dacă vezi câte sunt în bagajul meu, inclusiv acum, dacă îmi deschid centuța aia, da, am creme, am parfum, am adică trebuie să existe un parfum de fiecare dată, o cremă... Da, de hidratare. De hidratare. Da, o piepten, hai să zic, că la părul meu nu e mare nevoie, dar lucruri din astea de igienă, ce există în bagajul femeilor în general. Cea mai incomodă întrebare pe care ți-a pus-o fiica ta? Să știi că au fost întrebări la care cred că mulți părinți nu au știut cum să răspundă. Cum vin pe lume copii și deja e la vârsta la care nu vreau să mai zici Barza. Știi, Barza acolo, ai văzut, am trecut pe lângă ea. Ce ai răspuns? I-am răspuns din iubire.